Poveștile îi sprijină pe copii în dezvoltarea limbajului. Le stimulează curiozitatea, determinarea, imaginația și capacitatea de a găsi soluții. De asemenea, le prezintă conceptele bine și rău și îi ajută să-și exprime emoțiile. Bună seara, copii de toate vârstele! În această seară vă voi povesti povestea Coronița Emoțiilor. Mai am și o altă veste minunată pentru voi toți. Este o zi extrem de specială pentru mine. În această zi, cu câțiva ani în urmă, am devenit pentru prima oară bunică. Mai exact, atunci a venit în această lume prințesa mea Raisa, care a dat naștere la rândul ei la personajul bunicuța Pisi. Și pentru că vorbim despre o aniversare, cu siguranță și despre un cadou. Iar cadoul din partea mea pentru prințesa Raisa era o coroniță. Având în vedere că pentru mine Raisa este o prințesă, doar că această coroniță nu este una oarecare, este o coroniță a emoțiilor. Rolul emoțiilor din viața noastră este pe cât de complex, pe atât de puțin discutat. Când copiii trăiesc emoții pozitive, bucurie, entuziasm, fericire, ne bucurăm alături de ei. Iar când trece prin emoții negative, furie, tristețe sau frustrare, încercăm să-i ajutăm să treacă repede peste ele. Rolul emoțiilor, fie pozitive, fie negative, este important pentru adaptarea noastră. Așadar, nu este suficient să-i ajutăm să își revină dintr-o stare emoțională dificilă, ci să învățăm să asculte mesajul din spatele acesteia. Acum prințesa Raisa deține controlul tuturor emoțiilor datorită coroniței emoțiilor și în acest fel cunoaște în detaliu coordonarea lor. Când și-a pus coronița pe cap, ea a început să-i povestească Raisei despre câteva exemple de emoții, de mesaje asociate lor și de reacții exagerate care pot duce la inadaptare. În ideea că Raisa, cunoscând toate aceste aspecte, să ajute pe viitor cât mai mulți colegi sau cunoscuți, coronița a început să îi explice. Raisa, uite, frica exprimă. Ai nevoie de protecție. Fii atent la pericole, evită pericolul, cercetează cu atenție. Când reacționăm exagerat, panică, incapacitatea de a decide, nesiguranță, sentiment de inferioritate, neîncredere. Durerea exprimă. Ai nevoie de consolare. Ai grijă, ai nevoie să fii protejat sau îngrijit. Ai nevoie să te calmezi. Când reacționăm exagerat, inhibarea comportamentului, aversiune față de risc, sentiment de inferioritate, precauție exagerată. Anxietatea exprimă. Ceva este în neregulă. Ce anume? Ce se întâmplă acum și mă neliniștește? Când reacționăm exagerat, hipervigilență, probleme de concentrare a atenției, absență emoțională. Tristețea exprimă. Ai nevoie de liniște, ai nevoie să te gândești la ce s-a întâmplat, atitudine rezervată e mai potrivită acum. Când reacționăm exagerat, depresie, retragere și izolare socială, neglijarea propriilor nevoi. Furia exprimă. Este nevoie să acționezi.
Trebuie să fii puternic, îndreaptă situația. Fericirea exprimă, lucrurile merg bine, totul este minunat, ai energie și entuziasm. Frustrarea exprimă, trebuie să mai încerci sau poți să renunți. Rușinea, ai nevoie să reconsideri acțiunile tale, reflectă la ce ai făcut. Vinovăție, ai nevoie să repari greșeala, analizează care sunt daunele. După aceste descrieri, coronița sentimentelor, a emoțiilor, îi spuse prințesei Raisa că pentru a-i împrieteni pe copii cu emoțiile, este important să le explicăm de ce apar și de ce ne sunt utile. Ne pregătesc pentru acțiune în situații în care nu avem pentru a cântări alternative și a face alegeri. De exemplu, frica ne îndeamnă să fugim din fața unui pericol sau dezgustul ne ajută să evităm alimente deteriorate care ne pot face rău. Acest lucru nu înseamnă că întotdeauna vom acționa în funcție de emoțiile pe care le simțim. Uneori, în funcție de felul în care interpretăm situația sau consecințele acțiunilor noastre, vom decide să nu acționăm. Însă acum, prințesa Raisa deține un cadou foarte important. Acum, datorită coroniței emoțiilor, are privilegiul de a-i ajuta pe copii să interpreteze emoțiile în funcție de rolurile pe care le îndeplinesc. Îi poate ajuta să le facă față și să le gestioneze foarte ușor. Este necesar doar să așeze pe capul acelui copil coronița și atunci el va ști cum să-și controleze emoțiile. Prințesa Raisa, simțindu-se foarte recunoscătoare pentru un cadou atât de special, mulțumi bunicuței Pisin, promițând că nu le va dezamăgi atât pe ea cât și pe coronița emoțiilor, purtând-o cu responsabilitate și cu bucuria de a fi ea aleasă. Și-am încălecat pioșa și vi-am spus povestea așa, însă fără a încheia înainte de a transmite prințesei Raisa mulți, mulți ani fericiți și plini de realizări în toate domeniile dorite, cu maximă sănătate de la bunicuța Pisi. Iar pentru voi toți, ca de fiecare dată, pupici cu lipici!